Bine v-am găsit, oameni buni! În premieră ne jucăm Rin, The Last Child sau ceva de genul ăsta. Mi-a apărut jocul ăsta în reclame pe Facebook și toți ziceau că e o copie un pic cam ieftină, cred că erau răutăcioși, după Ori and the Will of the Wisps, Ori and the Blind Forest, jocuri pe care le-am mai jucat aici și înregistrate și live. Hai să vedem dacă așa e, din punct de vedere grafic, pare drăguț pentru început. Varianta pe care o jucăm e varianta demo, doar asta a apărut momentan. Iar în cazul în care sunteți curioși și vreți să o încercați, o găsiți free pe Steam. Bun, hai să vedem cum reușim să zburăm peste chestia asta și să... opa! Și să vedem dacă merită jocul ăsta cumpărat pe când o apărea. Nu înțeleg, chestia aia îmi dă un fel de refresh la... opa! Am un I, P și O, dar nu știu ce sunt astea. Pe acolo nu pot să trec. Momentan eu nu am decât voia să dă și space sau ceva, nu știu ce aș putea să fac. Hold space. Dar și dacă țin apăsat și dacă sar numai o dată, nu se întâmplă neapărat o diferență, așa că nu-mi dau seama exact care-i șmecheria. Am văzut mai multe recenzii negative decât pozitive. Acum rămâne și eu să-mi dau cu părerea, că știți că eu sunt hater de obicei. Până acum n-arată rău. Da, asta cu hold space nu înțeleg. Bun, și nu înțeleg ce ar trebui să fac, pentru că în afară de space va să dă... nu am nimic altceva. Trebuie să găsim un spell pattern ca să craftăm spell-uri sau ceva de genul ăsta. Ok. Ok. Oh, stai că aici s-ar putea să fie... aici se poate intra? Nu. Bun. Stai că trebuie să ne sincronizăm aici. Perfect. Aspect of death gained. Nu știu ce șmecherie asta. Ok, avem Phantom Blades Unlocked. Nu-mi place fontul pe care îl folosesc, e aici. Hai să apăsăm Tab ca să craftăm chestii. Choose slot. Ok. Și acum dacă apăs O, dau cu chestia asta, deci pot să sparg asta. Ok, deci va să dă space și EOP. Asta e că asta trebuie să se și reîncarce, nu poți să-i dai non-stop. Stai că nu l-am văzut. Pentru... eu cred că e o chestie care se încarcă în timp? Sau pur și simplu dispare la un moment dat? Nu știu, că aflăm mai încolo, I guess. Ok, hai să vedem încotro ce trebuie să mergem. Ce chestia asta? Fading unlocked. Asta înseamnă că pot să zbor pe... aha. Ok. Dacă țin space... nu, dacă țin space, dacă mai apăs încă o dată pe space. Bun, și atunci ar trebui să mă întorc. Acolo nu mai am unde să merg, din ce am văzut. Era un curent aici în stânga. Deci trebuie să mai apăs încă o dată space când sunt în aer. Nu! Aoleu! Ok, nu m-a dat foarte mult din spate. Asta e drăguț. Bun, perfect. Îi dăm cu O și aici colectăm ceva. Thank you.
hai să zburăm până... Nu știu, hai să mergem la dreapta. Era și stânga ceva, cred. Bine, asta de jurnal nu mă interesează atât de mult. Fii atent că dacă... Fan, mi se părea că dacă era cu spatele nu-ți lua damage. Ia să vedem unde ne duc chestiile astea. Nu trebuia cu mare grijă aici. Asta oare ce-i? Nu știu. Am primit ceva că i-am dat slash la treaba aia. A, nu funcționează controlul, nu e atât de rapid pe cât mi-aș dori. Trebuie să am grijă să nu-mi iau damage. Stai să văd, mai era ceva aici în stânga, că pare mi se că... Prea mare harta, că nu știu în ce direcție să mergi. Ok, ce am deblocat aici? O nouă putere. Uite că avem map skills, meditation, fading. Ok, meditation pe full. Map, nu ne interesează atât de mult. Și aici trebuie să dăm space. Și trebuie să asign pe I. Ok, I. Nice. Și pe F meditez. A, dar uite că mi-a luat din stamina aia. Ok, trebuie să am grijă cu energia aia. Aia văd că se consumă în timp. Nu aș putea să ajung la acel buton roșu. A, deci ok, astea sunt un fel de puls de reîncărcare a energiei. Bă, dar foarte multe. Trebuie spart acel... dacă sare, ce se întâmplă? Ce e aici jos? Că-s curios. A, nimic special. Deci putem la bun început să mă duc cu treaba asta, că nu se întâmplă nimic aici. În dreapta mai e ceva? Ar mai fi, dar nu, de aici se deblochează. Hai să vedem în stânga. A, în stânga era chestia pe care nu puteam să sar direct și eram curios ce e cu butonul ăsta. New rune. Enchant. Mai sincer să vă zic, nu-mi dau seama cum funcționează chestia asta. Space. Da, ceva am făcut, dar nu știu. Nu știu exact ce. Ba, asta e că se poate și așa. N-am înțeles 100% cum funcționează, dar ok. Aici ce, mai era ceva în stânga? A, era chestia asta, de aici am venit. Ok, deci atunci când am urcat am făcut dreapta. Trebuie să merg mult înapoi și să fac stânga. Ok. Nu pot să fac stânga aici.
Deci dacă nu pot să fac stânga aici, înseamnă că eu altundeva ar trebui să mă duc. Jos de tot în dreapta. Ceva mi-a scăpat. Ok, dar du-mă. Nu, jos de tot în... Nu, jos de tot în dreapta. Pe aici am fost, dar trebuie să merg în jos. Aha. Aici pare trebuia să ajung și trebuie să mă duc mai jos. Aoleu! Ia uite cât a bulbaza... What is that, man? Stai așa. Hold F to meditate. Nici aia nu poți să folosești prea... Sincer, cred că ar fi o idee mai bună să fug de ei. Ok. Ia să vedem mai jos ce se întâmplă. Respect of space game. Trebuie să am grijă că aici orice de asta se aduce moartea. Aoleu! Da, nu o să funcționeze așa. Trebuie să am grijă aici. Ok, în dreapta nu-i nimic, în stânga... Am încât se acordează în poate acolo. Vai de viața mea! Ok... E totul... Mega dark aici. Dar mi s-a blocat caracterul. Ok. Stați, așteptăm să iasă țepii. Aici am presa că am văzut în stânga ceva inamic. Wow! Opa! Opa! Bine, acum... Da, nu se compară cu Ori. Nu e rău. Dar nu se compară cu Ori, adică dacă... Da, acum demo-ul ăsta e gratuit, nu vreau să fiu nerecunoscător, dar... Adică nerecunoscător, pentru că sunt toată lumea, nu-mi dat pe cum. Mai mult de 5 euro... 10... Nu știu ce să zic. N-ar trebui să fie. Aoleu! De unde mă dă de aici? Opa, stai. Nu să mă și fac cu căcat... iertați-mă. Dacă mor de prea multe ori... Te dă de aici din spate. Ok. Asta e n-am. Ok.
trebuie să am grijă să nu mă omoară. Nici nu pot medita. Nu mai am energie cu care să mă bat, guys. Și viață, nici nu mai are rost să zic câtă mai am. Oh, aleu! Fai de viață. Ok, suntem într-un punct foarte nasol. V-am să-i dau un save, dar... Bă, câtă viață mai avea și nu pot să-l omor. Lăsați-mă! Dispari! Bine ar fi să se salveze aici. Că tare greu mi-a fost să ajung până aici, prieteni. Ok, aia crapă. Trebuie să am grijă. Ok. A fost bine până aici. Wow. În sfârșit. N-aș zice că e un joc simplu. Dar n-aș sta să mă bat cu ăștia, pentru că dacă stai, îți cam iau ăștia din viață și... E nasol. Oh, aleu. Ce ai? Oh, aleu, ha, ha! Watermelon sugar! Fai de viața mea. Pare de aici, da. Nici n-ar rost să stai cu ea la discuție. Bă, la nici n-are rost să stau eu să mă bat, că mă trag cu bază. Ok, am colectat asta, pot să-mi... Mai mor. Oare s-o deschide ușa asta acum? Da. Deci trebuia să... am acest boss fight. Dash. Unlocked. Trebuie să apăs tab. Nu. Ok. Îmi place acest dash. Nici nu știu. Cred că în dreapta trebuie să mergem. E util. E util, Dashu. E super util că uite cum scap de tâmpenile astea. Ce fraier. Vezi dacă te lăco... Nești! Ai, ce nașpa acolo cu sincronizarea.
Nu, ar trebui să merg pe... prin partea de jos cumva. Cred. Da, ar trebui să aștept un pic. Nu, acolo trebuie sărit pe ăla. M-a dat un pic din spate, dar... deci dacă mor de prea multe ori, e pe sistemul, ia treci tu înapoi. Există un timp între comenzi și uneori dacă stai, dacă le dai prea repede, nu știe să le ia. Adică nu poți să spamezi butoanele pentru damage. Din păcate văd că nu funcționează așa. Cred că de pe asta trebuie să sar pe aia și de pe aia să... cum, Doamne iartă, mă faci acolo? Acum, sincer. Opa! Mi-a murit ceva în aer. N-a mai funcționat controlul. Așa, deci prima dată trebuie să sar pe a doua și după aia pe asta să te porci. Trebuie un pic de brains. Mamă! Aoleu! N-ai cum să te bați cu toți regii ăștia. Uai, de via... n-a uitat. Ce parte ar fi să... aha. Adică... aha, adică cred. Nu, nu, e clar încolo. Sper că ăla se pune ca un fel de save. Ok. Nu știu dacă vin bine. Dar adevărul e că am stat foarte mult timp sub pământ. Ar fi cazul să... oh, eu nu mai am energie de aia. Ar fi cazul să... și ies de sub pământ. Da, mă gândeam eu că alea o să crape. Unde aș putea să-mi încarc viața? Oare aici? Aia mi-a încărcat... aoleu! Vai de viața mea! Mamma mia, Marcello Pellegrino di Costacche, di Negruzzi Costacche, oi! N-am, nu mai am nici... n-am nici cu ce să dau în țânțarii aia. Nu-i vorba că vreau neapărat să fug de ei. Da, o parte dintre ei vreau să evit. Dar nu pe toți. Aia e fața. Fii atent că nu pot să-mi fac fade-ul ăla meu aici. Asta era chestia de pe partea... ba nu,
Nu, nu, nu. E similară și mă înșel. Nu știu dacă aici ar trebui să vin. Sau trebuia totuși să merg un pic în partea aia de jos? Stau eu să mă bat cu tine. Prea crapă. Ok. Dacă le-ai bine cu parcurul, teoretic ar trebui să fie ok în jocul ăsta. Ok. Am deblocat Protective Barrier. Dar de ce nu mergem? Nu, pe o, da. Nu merge să-i dau space. Are you stupido? Da, în fine. Hai că e demo, adică... E, da, cred că mi-ar fi fost utilă totuși. Cât să... mă ajute la ceva. La ce, da? La ceva cred că ar fi ajutat. Mamă, dacă îți duci... Trebuie să ajung acolo. Degeaba încerc să evit astea. Ai, ai, ai! A, ce bun era Protective Barrier-ul ăla! Dar pe bune că nu-mi dau seama acum. Ceva n-am făcut eu bine. Jurnal nu, la Magic. Bun, hai să... Bun. Hai să punem Phantom Blades. Pe... I? Ăsta. Pe... P. Și ăsta nu mai merge. Nu! Nu știu ce fac, vă zic sincer. Bun. Phantom Blades. Pepe. Da. Da, da, suntem aici, suntem aici. Protective Barrier. A, mie mai trebuie ceva pentru Protective Barrier. La degeaba mă chinui eu. Nu așa funcționează. Deci nu era vina mea, pur și simplu n-am suficiente iteme de fapt. Nu știi că eu poate trebuia să cobor undeva. Să încercăm, poate reușim să-l facem pe prost și fără chestia, deși mă îndoiesc. Da, e cam greu să-l bați așa.
asta e aici în stânga unde am mai fost, ok. Bine, stați cam altă idee, facem altfel. Coborăm acolo la chestia unde n-am fost noi, că poate acolo se întâmplă ceva. Hai să vedem. În dreapta de tot e ceva. Da. Nu, ăsta e doar un pool cu energie. Opa. Au. Da, aici nu se poate decât așa. Stai că nu știu de unde venim. Mi s-a blocat jocul. Deci trebuie în dreapta de tot să merg. Dreapta jos. Dar nu dau seama de aici, vin oare? Da, deci vin. Deci vin. Să încercăm pe aici. Că aici nu e nimic în dreapta. Hai să vedem pe sus. A, eu de aici vin. Nu, în continuare mie îmi trebuie cu runa aia, da. Fecate, acum te-o știe de unde o iau. Hai să încercăm să mergem pe aici, prin partea de jos. Pe aici n-am mai... Eu nu se minte să fi fost. S-am fost? Mai pare că am fost... Ai, că de aici am scăpat de sub jegul ăsta, de sub pământ. De n-am mai fost eu curios să văd ce mai era în dreapta. Uitați că, să vedem, poate mai e ceva aici. Asta-i! Asta-mi lipsea! Asta-mi lipsea! Asta-i! Și dacă apăs O... Ăla-i tată. Na bun. Acum putem să ne întoarcem. Să ne batem cu jegul ăla. Aaaa, că mi-am consumat energie. Acum văd că ăla are un cooldown. Să zbor?
Oare pentru că am chestia asta, stai să dispară. Nu. Deci nu se poate zbura. Dar pe aici se... Se poate. Eu stânga trebuie să vin. Pe aici, ok, pe aici, ok. Opa. Da, 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 că pe... Marș. Adevăr e că nu mai sunt curios și în partea aia-laltă. Hai să mergem să ne batem cu bossul ăla mare și șmecher. Nu, stai că ăsta aici era. Nu-și mai ia damage. De ce nu-și mai ia damage? Nu mai am armură de aia. Dar am fost aproape. Aoleu, unde s-a salvat? Trebuie să-i dau un save pe meditate. Mult mai aproape. Trebuie să dau... Aoleu! Vai, ce tâmpenie. Ba, stați așa. Știu că e pe partea cealaltă. Știu că e departe. Dar nu-i atât de departe precum de unde tocmai am venit. Ah, lol. Dai, 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 faci asta în cazul meu. Bun. Deci trebuie să o... Stai că mi-a spart carcasa. Mori, măi! Gata. Am murit, jegul ăsta infect. Și aici s-a și terminat jocul, deci asta era ultima parte. Mă gândeam eu. Da, oameni buni, cam asta a fost Rin The Last Child. Dacă cumva o să vreți să jucăm tot jocul când apare, să-mi ziceți dacă cumva sunteți curioși voi să jucați. Ăsta e numele, puteți să-l încercați pe Steam. Pentru comentarii ne vedem în comentarii, iar pentru altele ne vedem... Nu știu ce vreau să zic, dar mulțumesc tare mult că te-ai uitat și ne vedem data viitoare. Numai bine!